Accident cumplit pe drumul național 10 Buzău-Brașov. Trei victime au ajuns la spital. Un teribilist a intrat pe contrasens în curbă și a făcut prăpăd. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional. Bine că ai scăpat ușor. Bine că n-a Doi tineri aflați într-o mașină pe sensul opus s-au trezit izbiți în plin. Scena a fost înregistrată de camera de bord a mașinii care circula regulamentar. La ieșirea din Ehoiu spre Brașov, într-o curbă la dreapta, cei doi tineri s-au trezit pur și simplu cu o mașină în față. Trimite pe data ambulanța, sunt medic, vă repet! Păi cineva s-a Un martor a apelat serviciul 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje. Trei persoane au fost rănite, iar acestea au fost preluate de ambulanță și transportate la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru îngrijiri medicale. Șoferul vinovat ar fi fost implicat în mai multe evenimente rutiere până acum și are deja un dosar penal deschis pe numele său.